Găsit la știri. Poliția română a luat măsuri suplimentare de siguranță pentru sărbătoarea de Rusalii. Peste 420 de aparate radar sunt folosite pentru supravegherea traficului rutier și mai mult de 260 de trenuri de călători sunt patrulate de polițiștii de la transporturi. În perioada 7-9 iunie, în contextul sărbătoririi Rusaliilor, dispozitivul curent de ordine și siguranță publică a fost suplimentat zilnic cu peste 9600 de polițiști. Deputatul Elena Udrea este președintele Partidului Mișcarea Populară. Ea a fost aleasă astăzi cu 742 de voturi la șefia noii formațiuni în cadrul unui congres la care au participat aproximativ 1000 de delegați.